Gianina Corondan se pregătește să se transforme în ginger de România. Pe bune, care ginger poate, vă întrebați? E, tipa asta era o celebritate acum ceva vreme. Mai ceva decât Bianca Drăgușanu sau Monica Columbeanu, dacă vă vine să credeți. Se numea Ginger Robertson și dansa de Mama Focului cu Fred Astaire, Step. Am ajuns la Step cu... Zice, ce aveți de spus? Noi, dragă Gianina, noi să fim cei vorbăreți? Păi ne-am înghițit cuvintele când am văzut că te pregătești de audiție pentru Lords of the Dance. La asta zău că nu ne așteptam. Aici este cu totul altceva, e tap dance, adică stepul clasic, Ginger Rogers, Fred Astaire. Nu știu dacă ați observat o mică asemănare între mine și Ginger. G-ul de la început. Nu fia talentată chiar ca Ginger Rogers, însă Ginger de România, Gianina Corondan, chiar se pricepe la step. Și fac asta de vreun an și jumătate. Dar abia acum am început să le legăm, știi, toate mișcările, pașii de bază. Pentru step, Gianina a avut nevoie în primul rând de o pereche de pantofi magici. Arată-mi un pic pantofii, că sunt pantofi special, da? Acestea cu... Aoleu, cât m-am chinuit până i-am luat și pe ăștia. De fapt, ăștia i-am primit, pentru că tot nu-mi găseam numărul meu, tot nu reușeam să găsesc deschis la magazinul unic care comercializează produse de genul ăsta. Pentru că este o fire non-conformistă, Ginger de România s-a apucat de step tocmai pentru că e o activitate la fel de non-conformistă. Nu știu, dar mi se pare ceva nou pe piața noastră. Dan Puric a început cu spectacole de genul ăsta. Mi-a plăcut când am văzut și faptul că le execuți în grup este și mai distractiv. Faci și un fel de terapie de grup. O să mă vedeți pe scenele țării, o să mă vedeți la cântarea României. Românie, Românie, cât de dragă mi-ești mie, că am crescut pe a ta plie. Ginger a greșit vremurile, însă ce să-i faci? Se cere terapie! Să aflăm acum care este cel mai excentric lucru pe care l-a făcut. Faptul că m-am urcat până la 150 de metri să mă arunc cu coarda elastică și nu m-am aruncat. E un lucru excentric. La aruncatul în relații, însă, Gianina nu mai are trac, iar Canal D o inspiră. Ce te determinat să te căsătorești pentru prima dată? Canal D, faptul că se înființa Canal D m-a determinat să fac și eu ceva și mai măreț și mai spectaculos. Înseamnă că te-ai măritat cu un turc? Da, înseamnă că ai început să vorbești turcește, nu mai înțeleg ce zici. Lăsând gluma la o parte, bărbatul care să-i meargă la suflet Gianinei trebuie să fie... Să meargă în același pas, dar cu zâmbetul pe buze, nu așa să fie încrâncenare, nu eu știu... răutăți, încolțiri de o parte sau de alta, ci totul relaxat și... Cum Fred Astaire-ul ei se lasă încă așteptat, să vedem ce apreciază Gianina la bărbați. Eu apreciez dacă un pulover ca lumea când e frig afară să se îmbrace bine și să mănânce tot. Apropo de haine, vedeta îi vrea bine îmbrăcați pe domn, dar nu se supără deloc pe tabloidele care o trec mai mereu la rubrica prost îmbrăcate. Întotdeauna am fost prost îmbrăcată, așa scria acolo, prost îmbrăcată. Și nu te-ai supărat? Pentru că pentru mine era chiar flatant, era chiar o laudă. Faptul că mi se spunea că sunt prost îmbrăcată înseamnă că totuși nu sunt în uniformă, ceea ce era bine. Poate că din cauza comunismului, obligativitatea de a purta uniformă mi-a dat efecte adverse.